Bună ziua și bine ați venit din nou alături de mine, dragii mei frumoși vizitatori ai canalului meu, Roberto Bogdan Șerban. Și nu uitați că vă aștept cu mult drag cu sugestii, idei noi, comentarii, dragilor, și bineînțeles, cine vrea, cine dorește, subscribe. De ce nu? Și să lăsăm vrăjeala și să trecem la problemele noastre. Și să vedem ce avem noi aici. Dragii mei, astăzi vreau să vă prezint, după cum bine veți putea observa, dacă ați observat mai bine, să facem puțină lumină și de această dată. Să aprindem reflectoarele. Să puteți vedea fățăul, un reflector și al doilea. Cred că acum e ceva mai bine. Să dăm lăsăm așa microfonul ăsta un pic mai care arată ca o pentru cunoscători și nu numai. Și să trecem la treabă. Ce avem noi aici, dragilor? Avem un MP3 player. Să-l și desfacem de la Forstik. Așa se prezintă. Ce mai avem aici? A, o carticică de instrucțiuni, meniul de instrucțiuni. Perfect. Dragii mei, acesta a fost comandat și adus direct drepți la ușă de către firma de care s-a făcut delivery de pachete. Este mic, compact. Aici se atașează și CD, cartea de memorie, cum se mai spune. Haideți să vă prezint cu ce a mai venit. A venit cu un cablu de transmisie care se poate atașa, de pildă, cum îl atașez eu la acest loudspeaker. Se introduce aici în spate și se bagă și la mufa pentru căști, care o are în funduleț. Aici este pentru căști, aici este pentru alimentare. După cum vedeți, cea rotundă căști, cealaltă este pentru alimentare. Buton de pornit oprit. Țac, țac. Pornim și îl activăm. După cum vedeți, mi-a venit încărcat, dar în schimb mi-a venit fără Bluetooth. Dragilor, asta este singura problemă pe care o am cu acest MP3. O să le fac un frumos review celor care sunt în temă să îmi explice de ce a venit fără acest Bluetooth, deoarece scrie MP3 cu Bluetooth. Pe de altă parte, țin să vă spun, dragii mei iubiți și frumoși, că mai am în dotare și acest instrucțiuni, această carte de instrucțiuni, care, bineînțeles, vreau să vă anunț că este scrisă în engleză, franceză și japoneză, pentru cunoscători, nu pentru mine. Cam atât despre acest MP3, dragilor. Mai multe date aveți aici în acest meniu. Screen 1,8 inch, TFT display, are 3,54 inch lățime, grosime 1,54 inch și lățime 0,39 inch, lungimea 3,54, cred că v-am mai spus, micro SD card,
scrie aici external card 2, 64 GB. Nu l-am primit nici pe acesta. Cred că nu este inclus, normal, bine că am eu unul, să-l și montăm. Atât. Cam atât. Așa se prezintă și MP3-ul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit cu mare atenție. Mai departe, de aici, de la mine, cu mult drag, vă transmit tot binele din lume. Aveți grijă de voi, acolo unde vă aflați, acolo unde sunteți. Și ne auzim curând la următorul meu video, cât de curând. Vă pup, vă iubesc mult de tot și s-au băgat spaniolii peste mine. Să vedem de unde provine această eroare de sunet. Pup, aveți grijă, link în descriere. Ciao, ciao!